În momentul în care ați auzit, care a fost momentul în care ați auzit de astfel de zboruri? Ați știut de astfel de zboruri dinainte, eu știu, în anii trecuți? Sunt unele voci care spun că au fost și acum 4 ani, alții spun că au fost și acum 10 ani. Când ați aflat de asemenea zboruri în zona respectivă? Deci aici trebuie să lămurim un aspect foarte important. Zboruri deasupra Deltei cu aterizări, avioane ușoare, se fac de 20 de ani. Pentru aceste zboruri s-au dat autorizații, pentru marea majoritate, care înseamnă o autorizație de survol și de aterizare, decolare, pe anumite trasee, da? În anumite limite de regulile rezervației. Noi avem de-a face anul ăsta cu altceva. Este vorba de o activitate economică locală cu aceste avioane care fac tur scurt deasupra insulei Sahara și se întorc. Da? Okay. Deci nu mai se transportă persoane, este, dacă vreți, așa cum se întâmplă cu jet ski-urile la mare sau, eu știu, cu alte, cu ATV-urile la munte. Da? Numai că aici ai un pilot. Bun. Spuneți că aceste lucruri nu s-au întâmplat și înainte de 2019, ce spuneți dumneavoastră? Lăsați-mă să vă rog. Acum, deci istoric vorbind, de cel puțin 20 de ani, avioane mai zboară. Sporadic, e drept, vârful de, ca să zic așa, de trafic este la Sfântul Gheorghe în perioada festivalului de film Anonimul. Când vin turiști, e special pentru festival și pleacă. Dar, atenție, avioanele nu execută, nu au executat tur de vizitare insula Sahalin și așa mai departe. Ceea ce am avut eu, de când am fost guvernator, am dat autorizații de acces avioane anumite condiții la Cura Portiței. Vă spun sincer, nu țin minte să fi dat vreo autorizație pentru Sfântul Gheorghe, dar e posibil să fi dat autorizație de aterizare la Sfântul Gheorghe și deci tur-retur, nu zboruri, tururi și așa mai departe. Sunt două autorizații diferite. Una este să dai autorizație pentru survol, aterizare, decolare, transport persoane, alta este să le dai autorizație activitate economică. Clară, local, da? Care înseamnă transport turiști pe tur scurt pe zonă. Adică zborul de agrement, nu zborul de transport călători. Exact, exact. Bun. Recreative, ca să le zic așa. Acum, punctul meu de vedere nu este în opoziție cu al actualei administrației a rezervației. Ei au dat în premieră acele amenzi pentru că este o provocare cu care se confruntă Delta în premieră. Până acum nu au existat 20 de zboruri pe zi la Sfântul Gheorghe cu 3-4 avioane în tandem. Da? Deci durata între două avioane care aterizează și decolează era de 10-15 minute în vârful de sezon august. Toate avioanele aveau ca punct de atracție insula Sahalin, survolare la altitudine joasă, da? Asta înseamnă o distrugere evidentă a patrimoniului natural pe o zonă strict protejată, o distrugere a tot ceea ce înseamnă idee de rezervație și biodiversitate în Delta Dunării. Când, okay? Când au început aceste zboruri de agrement la care faceți referire acum? Acest gen de zboruri cu avioane care staționează peste noapte, 3-4 avioane lângă stația de cercetare, a început anul acesta. Eu, cât am fost guvernator, nu am avut așa ceva. Nu uitați că noi avem informații atât de la Poliția de Frontieră cât de la Poliția Deltei. Nu uitați că este o zonă sensibilă unde nu de multe vreme am intrat aproape o tonă de droguri. Deci să nu credeți că autoritățile nu știu toate mișcările acelor avioane. Problema este alta. Rezervația a dat acele amenzi și și-a făcut datoria atât cât a putut ea, pentru că este prima dată când poți să prinzi acești piloți, ca să zic așa, la sol. Pentru că, vorbind de aia care n-au autorizații, altfel nu poți să oprești avionul în zbor. Au fost zboruri ilegale, dar n-ai cum să le oprești în zbor. Dar vorbim de staționare îndelungată sau aterizări și decolări repetate, ceea ce poate să facă mai ușor pentru comisariat să vină la punctul respectiv și să vorbească direct cu pilotul în momentul în care a aterizat. De ce credeți că actuala conducere a rezervației susține faptul că au existat astfel de zboruri și în trecut, de 4 ani, poate chiar mai mult? Nu a definit ideea de zbor. Rezervația are dreptate când spune că aceste zboruri există de 20 de ani cel puțin, dar nu sub aspectul de zboruri tur local
în zona Sfântul Gheorghe. Vreau să vă atrag atenția că la ora asta este mai ieftin să zbor cu avionul la insula Sahalin decât să te duci cu barca. Okay. Ați înțeles? Ăsta este un aspect foarte important al acestei probleme. Ca să ajungi cu barca, în funcție de numărul de persoane care intră în barca, un tur cu barca e vreo milioane. Indiferent de câți oameni sunt acolo. 5 oameni împart pe milioane, 8 oameni, 3 oameni, depinde. Deci, în medie, un tur cu avionul la insula Sahalin, unde nu ai voie să intri, este mai ieftin decât cu barca. Și acum, de ce n-am dat eu autorizație niciodată pentru lucruri de genul ăsta? De ce am fost foarte, foarte drastic privind zborurile în Delta Dunării când au venit și au cerut autorizații? Pentru că este inadmisibil să facem și pe cer ceea ce avem deja pe canalele Deltei. Nu uitați că în Delta Dunării sunt anual câteva accidente legate de trafic. Sunt canale în Delta Dunării unde traficul este mai mare decât pe Bulevard în București. Da? Dacă facem și pe cer așa ceva, nu mai putem să stăm de vorbă că acolo avem o rezervație. Este un par de distracții, dar nu rezervații. Au venit să vă ceară autorizații sau să vă ceară o aprobare în acest sens? Am fost întrebat, tatonat, pe diferite căi, dacă aș fi de acord cu așa ceva, le-am spus din start nu. Pe căi mai puțin sau mai mult sau mai puțin oficiale. Da? Tot ce am dat autorizații, am dat pe trasee foarte clare. Chiar am avut cu cei de la JT Group, cred că se numesc de la Constanța, o discuție foarte clară, pentru că ei ar fi vrut să vină și cu hidroavioane la Gura Portiței. Le-am explicat că hidroavioanele, cel puțin cele pe care le-am văzut eu, sunt foarte zgomotoase și aterizate pe raze pot produce daune în coloniile de păsări limitrofe. Au înțeles, oamenii au venit cu elicoptere ușoare. Nu văd o problemă să vii de la Constanța cu un elicopter ușor pe conturul țărmului peste mare și să aterizezi la Gura Portiței. Chiar nu este o problemă pentru rezervația asta. Problema este în momentul în care faci tururi la joasă înălțime, peste zone strict protejate, peste zone tampon și așa mai departe. În momentul de față, conducerea RBDD este dispusă la un dialog. Ca și, eu știu, în calitate de fost guvernator, credeți că ar fi oportune astfel de trasee, să intre cumva în legalitate, această activitate? Ce v-am zis mai devreme, nu numai că nu ar fi oportune, sunt absolut imorale și ilegale în Delta Dunării. Cine vrea să facă așa ceva, să se ducă în oricare parte a acestei țări care e mare și să facă parte de distracție și de ce vreți noastră, și cu parapanta, și cu baloane cu aer cald, și cu avionul, și cu ce vorim. Dar nu Delta Dunării. Delta Dunării este un templu natural care are regulile foarte clare. Nu cred că există cineva din conducerea rezervației care va avea curajul să autorizeze pe baza unor studii aprofundate de impact astfel de tururi pe zona litorală și zona Sahalin. Da? Nu cred că există. În discuția pe care am avut-o anterior acestei înregistrări, spuneați că au fost cereri de autorizații pentru zboruri recreative în zona Sulina 2017-2018. Ce s-a întâmplat acolo? În primul rând de zboruri cu motodeltaplanul, pe care nu le-am aprobat, nu sunt de acord cu așa ceva. Chiar dacă e zona urbană aia, zona Sulina. Dar știm cu toții că se pleacă din zona urbană și toată lumea vrea să meargă în zone strict protejate, să vadă colonii de pelican și așa mai departe. De-aia este periculos să întâmple așa ceva. Zboruri care aduc pasageri, persoane de la Constanța, București și aterizează la Sfântul Gheorghe, Holbina, eu știu unde mai sunt heliporturi, alea sunt cât de cât ok. Evident că dacă am avea 10 zboruri pe zi, atunci ar fi o problemă. Dar nu este vorba despre asta acum. Noi avem 20-30 de zboruri locale, activitate economică neautorizată la Sfântul Gheorghe. Existența unei piste în momentul ăla trebuie să fie autorizată de Autoritatea Aeronautică din România, trebuie semnalizată, închisă, ca nu să existe riscul de accident. Există standarde de siguranță pe orice aeroport de genul ăsta. Cum credeți că ar putea fi împiedicați cei care fac această activitate acum să o mai facă? Deci, repet, rezervația până la ora asta și-a făcut datoria, mai ales că se confruntă cu ceva inedit. Până acum n-a existat așa ceva. Tot timpul este clar că trebuie să fim pregătiți la noi provocări, la noi probleme. Ceea ce le recomand eu celor de la rezervație este să facă pasul următor, adică să facă o hârtie oficială către Autoritatea Aeronautică Română,
sau cum să mai numi ea, și să le facă o reclamație prin care atragă atenția că avioanele care sunt identificate, ele au numere pe fuzelaj și să știu exact care sunt, că acele avioane, da, au încălcat în mod repetat legea rezervației, că au făcut zboruri ilegale în Delta Dunării, pe o perioadă destul de lungă, zeci de zboruri zilnice, și această autoritate este singura care poate să țină la sol astfel de avioane și chiar să ridice licențele piloților respectivi. Rezervația nu are nicio putere în sensul ăsta, doar să mai dea niște amenzi care sunt ridicole. Am înțeles. Credeți că, eu știu, mărirea amenzilor poate fi și asta o soluție? Modificarea mărirea amenzilor este o soluție, dar, vă repet, zona respectivă este o zonă super sensibilă. Suntem la 200 și ceva de kilometri de o zonă de conflict, Crimea, este zona de frontieră și o zonă în care au intrat nu de mult aproape o tonă de droguri. Deci autoritățile sunt cu ochii pe asemenea mișcări, rezervația face ce poate să facă cu corpul de control, mai ales că nu e ușor să oprești un avion, oricât de mic ar fi ăla, da? Iar este momentul acum ca autoritatea care se ocupă cu avioanele în țara asta să ia măsuri. Așa cum se iau măsuri împotriva celor care ridică drone ilegal, da? Așa trebuie luate măsuri împotriva acestor oameni. Acum, paranteză, am un respect deosebit pentru piloți. Sunt oameni cu carte, oameni cu deprindere excepționale, oameni cu educație. Nu înțeleg pe cei care au ajuns la Sfântul Gheorghe și au încercat să facă un șperț, așa se numește. Să duci oameni cu 150 de lei și să aduci daune efective patrimoniului natural al Deltei, ăsta e un șperț deja să speță, da? Cum au ajuns ei să facă treaba asta? Ei nu s-au gândit că zburând de zeci de ori peste acele colonii din Sahalin și nu numai, gândiți-vă toate păsările din jur, da? Cu un trafic de un avion la 10-15 minute care aterizează și decolează, cum s-au gândit ei că ar mai putea continua treaba asta? Asta e întrebarea mea pentru ei. Pentru turiștii care s-au simțit extraordinar în avion că au survolat o zonă strict protejată, le atrag atenția că dacă o mai fac de multe ori, s-ar putea să nu mai aibă ce zone strict protejate să mai vadă, pentru că nu vor mai fi păsări acolo. La final, aș vrea să vă întreb la final, în urma articolului pe care l-am publicat și pe care îl vom completa de altfel cu această declarație a dumneavoastră, ați primit reacții, ați primit, eu știu, cum vedeți toată această situație în urma articolului? Este un lucru bun că a fost adus în atenția tuturor și că acum se vor face pași importanți pentru stoparea sau pentru, eu știu, înlăturarea lor de acolo? Cum vedeți toată această situație? Este evident, așa ceva, gândiți-vă că sunt mulți martori acolo, sunt foarte mulți martori, care au făcut multe poze, multe. Din câte știu, există și înregistrări din timpul zborului. Cu siguranță că mai devreme sau mai târziu, ele vor să apară pe Facebook. Or să apară reacțiile astea. Eu personal n-am primit nicio reacție la faptul că în 2019, în august, au fost avioane acolo, eu n-am ce să-mi reproșez. Dacă aș avea ce să reproșez, să știți că mi-aș face mea culpa în public pentru așa ceva. Dar n-am, pentru că efectiv eu am fost, din punctul ăsta de vedere, un zbir. Nu accept niciun fel de compromis pe zona asta de acces în Delta Dunării printr-un turism invaziv. Eu sunt dușmanul declarat al turismului de viteză cu bărci puternice în Delta Dunării. Da? Știe toată lumea lucrul ăsta, nu voi fi niciodată de acord să transformăm cerul Deltei în ceea ce facem la ora asta și trebuie să luăm măsuri și acolo cu canalele și ghiolurile din Delta Dunării.